Lună de lună, temperaturile globale bat record după record. Experții spun că fenomenele extreme oferă imaginea viitorului, în care căldura va pune la încercare capacitatea de supraviețuire a oamenilor. The human body, 98 degrees is kind of the normal temperature. You add 2 degrees, get 100, you feel kind of bad, but you're still okay. 102 degrees, you're pretty sick. 104 degrees, 2 more degrees, you're going to the hospital. 106 degrees, you're dead. So each of these increments, each increment is worse. And what we're doing is we're incrementing the climate a little bit, and every increment is going to be worse. Valurile de căldură au făcut victime din America până în India, unde temperaturile au depășit 50 de grade Celsius. Pe lângă căldura extremă, aerul și oceanele tot mai calde alimentează ploi mai abundente și furtuni violente, ca cele care au lovit Statele Unite, China, Brazilia, Kenya, Emiratele Arabe și părți ale Europei, provocând inundații fără precedent. This is a small preview of the future, and in 10 or 20 years, people are going to look back on this and they're going to say, I can't believe how cool it was. I wish it were that cool again, because the warming from climate change is just inexorable. It's just, we're going to, as long as we're dumping carbon dioxide in the atmosphere, it's going to keep getting warmer. And so it's just going to be this on steroids in the future. Datele furnizate de Copernicus, Serviciul Uniunii Europene de Monitorizare a Climei, arată că fiecare lună, începând cu iulie 2023, a fost cu cel puțin 1,5 grade mai caldă decât temperaturile de dinainte de epoca industrializării, adică aproximativ acum două secole.